din această da. Variantă, să zicem, de bază, pot să existe diverse diverse continuări, dar... Je maintenant, comme j'ai dit, de ne pas travailler sur le tranchant du bouquet, on le tourne. Parce qu'après, ça va me servir tout seul. Toutes ces techniques de poignée, voilà. Continuare, adică acum o să facem exercițiul ăsta și vă roagă să înțelegeți că toate mișcările astea de pumn, în continuare, o să le folosim pentru ca să brodăm pe ele diverse tehnici. Eu nu cu bochenul lucrez, ăla e ca, o, ca un semnalizator mai mult. Lucrez cu mâna. Hai de aranjit. Cum ai transformat pe pore? Una dintre mișcările care le-am făcut cu bochenul. Dans la technique où je fais par exemple un tour. Il est bien évident que si je tenais mon bâton dans la main, il ne voudra pas, hein, pour que le bâton revienne très vite et très fort. Hein. Donc, lorsque vous ferez un entraînement personnel tout seul, vous habituez à le faire. Donc, un, deux, trois. Ferme. Je vous prie de répéter.
acolo, il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse. Là, hein, à côté de côté, je vais aller à côté. Deci, pastorul trebuie să vină în partea aia altă la a pastorului adversarului. Și va plecă cu cel, da? Și ce? Pare să... Facciamo il tempo lì. Variante. Ce qui m'intéresse, c'est de manière à pouvoir. Hein? Donc, ce qu'il faut conserver, c'est la manière d'esquiver. Le principal lucru, element à acestui exercițiu este felul în care facem eschiva. Et après, il y a deux possibilités où la main droite. Metà è schiviere. Ecco. De l'altro côté. La peine d'aller vite, on a le temps, là, il a le bâton. À la main, moi, je le contrôle. Il n'a pas pouvoir taper puisque je tiens son bâton. Je devais se dégrader parce que vous voyez l'exercice.
C'est la seule chose que vous pouvez faire lorsque sortir la fin d'ici. Voilà. Esquive. Et maintenant, il va suivre ma main. Tout ça, il vient se passer. Hein? Pas de problème. Că nu-i nevoie de mi se mămiști.
exercițiu, un fel de kata foarte scurt, care însă simbolizează sau poate reprezenta tot Aikido. Greșeal, cum un om, îi le va cu atache, monstru. Dacă el ne ridică bradul ca să atace, ridic și eu. Încercăm să imităm acest exercițiu. Ce bras, je fais attention, parce que s'il attrape, il est là. Hein? Donc ce bras, il faut mettre comme ça. Deci atenție la mâna stângă să fie cu palma în jos, ca să nu îl poată și cu corpul ușor îndoit, ca să nu îl poată da peste cap. Cele două exerciții ca Thank you.
la ferit, e și ia la ce. Deci imediat ce mă apucăm la fac dintr-o oaialtă, cruce și... În continuare, tot dau degetele peste cap. Conexer și cotega aici. Domn. Da. Ce ce vă disais hier, il a fait une chute là pour se dégager. Deci, iată, el acum a căzut ca să scape prin această cădere, scapă de durere de procedeu. C'était où sont moi, où il faisait la chute. Ori îi se rupea brațul, ori a trebuit să cadă.
5-3.
8. Et on offre. Voilà. 2. 2. 3. Voilà. 5. 4. 8. 8. 8.
Si mon partenaire lève le bras, c'est pas bon. Il faut qu'il soit, voilà, qu'il soit obligé de poser le bras. Deci eu trebuie să mă fac acea ceva, da. Să el să nu poată nici să ridice mâna, nici corpul. Trebuie să-i fac, să fiu în poziția asta. Au moins, la technique du kata, ça sera de passer ici et de venir saisir. Voilà. Și în kata, conform exercițiului de kata, je le contrôle ici. Il ne peut pas laver la tête. Il ne peut pas la baisser parce qu'il s'étrangle. Et moi, je m'occupe de son bras. Ça s'appelle arakatamenti. Hein? Poser le ventre sur le bras. Deci, l'important, c'est pour le... La manière de s'échapper pour lui, c'est de passer la tête dessous, la passer. Voilà. C'est ça, la manière de s'échapper. Asta ar fi, de exemplu, din partea lui, o posibilitate. Donc, lorsque je vais le contrôler ici, je ne le laisse pas passer. Dacă încearcă să ridice, îl controlez cu... Allez, allons-y. Ça va, tiens. Si je veux montrer un déséquilibre. D'accord, quand ça arrête un déséquilibre. Lorsque je fais la technique, ses pieds ne doivent plus bouger. Quand on fait une technique, il n'y a pas besoin de se mettre les pieds. Il faut un déséquilibre. Il faut un déséquilibre, puis on le met la main là. Ça ne veut pas se mettre la main à jos. Comprenez, là il y a un déséquilibre. Et on le voit, c'est un déséquilibre. Il fait la force nécessaire à la réussite de la technique.
Să rămână la serviciu. Chiar să nu ducem timp. Se primi, da, da, pe el. Da. Adică, se vede, o pot dire că această tehnică este o tehnică infernală, se ferme. Deci aici putem zice că primul procedeu să, era vorba de închiderea mâinilor. Urmează o tehnică, o procedeu cu deschiderea brațelor. Dar bineînțeles, ca să deschid brațele, mai întâi ele trebuie să fie închise. Deci trebuie să pornesc cu brațele închise. Puteți lovi așa sau așa. El se trage acum, se sperie și se trage și vin și eu după el. Da, da, facem încetişor ca să vedeți. Deci aici procedeul ăsta se bazează pe folosirea reacției lui, instinctului lui. Le premier c'était fermé, celui-ci c'est ouvrir. Deci procedeul ăsta, al doilea, este bazat pe desfacerea brațelor. A dat mult piciorul stâng în drept înapoi. Deci atenție că toată lumea trebuie să
facă mișcările și tot teatru așa cum fac acum adânși. Deci trebuie toată vremea să punem un picior în fața lui Tori. Deci el trebuie să înainteze. Dezechilibru și deplasare. Deci iată o altă variantă de continuare. Poți să faci și treaba asta, să-i dai pe sub mâna lui. Toate variațiile astea pot să iasă numai dacă lucrați decontractați suplu. Mai încep, mai încep.
susține Bogdan. Gracias.